Bună seara, bine ați venit la o nouă întâlnire, la un generic mai informal, să zicem, mai ciudat, cafeneaua complexității, fără cafeneaua de rigoare, dar spațiul mental îl avem. Inițial așa am început chiar într-o cafenea și a rămas din tradiție definiția de cafeneaua complexității. Nu voi face o introducere prea lungă pentru că e prea interesant subiectul și îl așteptăm pe domn profesor să ne povestească, dar vreau de fiecare dată să iterez cam care este viziunea și misiunea acestor întâlniri. Pentru că e foarte important o întâlnire și să stai în mediul în care eventual se povestește despre un subiect care are o anumită deschidere către viitor, dar în același timp mare, valoarea reală în asemenea întâlnire este ce se întâmplă după întâlnirea respectivă, dacă lasă niște urme în social. Și noi ne-am propus, pentru că se tot vorbește din ce în ce mai serios de această idee de smart city și toată lumea face eforturi pe smart city, sunt investiții de milioane, vorbim de a patra revoluție tehnico-științifică, totul e smart, dar nu face nimica pentru smart people. Deci hai să ridicăm întâi nivelul și a omului, adică noi upgradăm calculatoarele și nu ne upgradăm pe noi. Deci scopul general al acestor întâlniri este să prindem cumva pe o bandă foarte largă de direcții de gândire niște fire personale, adică fiecare poate să aibă un vis care poate nu este bine încă conturat și un profesor sau o idee sau o discuție îl poate declanșa. Esențial să îl continuăm. Mă bucur că sunt mai mulți tineri, suntem dornici de a colabora mai departe, pentru că al doilea rol important al acestor întâlniri este să fixeze niște teme și să pună în față niște mentori, astfel încât să se poată face dezvoltarea unor teme serioase, nu formale, să bifăm o acțiune pentru o diplomă. Avem atâția masteranți care ar putea să facă lucruri extraordinare, dar le dăm niște teme de acum 100 de ani, facem totul formal și rezultatul e formal. Și asta a intrat deja cumva în metabolismul social și este foarte trist. A apărut prea mare diferența asta între gândirea potențială, dintre ceea ce laborator avem în Brașov. Nu uitați că Brașov are unul dintre cele mai mari institute de cercetări din Estul Europei și îl știți foarte bine. Dacă facem o vizită acolo, s-ar putea o dată să facem o întâlnire direct acolo, pentru că e un vis, dar în principiu poate fi ridicat puțin și nu numai ca și clădire să ne impresioneze, și ca tematică, și ca oameni, și ca legătura dintre elevii care sunt la liceele importante, care să facă un pic de practică acolo și să înceapă să și dorească să rămână acolo, că sunt condiții, dar dacă nu știm că există. Deci al doilea rol acestor întâlniri este să creeze niște joncțiuni între anumite părți mai active ale societății care să favorizeze difuzia în social acestor idei noi. Și a faptului că există oameni care chiar sunt dispuși să vină, uite, vorba aia, că nu dăm nimica, ci pur și simplu ne bucurăm de prezența unor oameni deosebiți, vin în zonă și să profităm de existența lor, căci internetul ne facilitează mai departe să putem comunica. Și închei cu observația că ambiția personală, revenind în Brașov, ambiția personală este să facem din Brașov un fel de hub, un fel de centru pentru difuzia în România a ceea ce se numește societatea cunoașterii, care la rândul ei este sămânță pentru ceea ce Drăgănescu, marele academician Drăgănescu, spunea societatea conștiinței, ca fiind singura care este sustenabilă. Deci dacă nu reușim să facem acest salt mental, practic, societatea, așa cum o cunoaștem noi astăzi, s-ar putea să aibă o cu totul altă destin în următorii 20 de ani, nu peste 100 de ani. Și atunci, într-un fel sau altul, Brașovul s-ar putea să aibă un statut numai de oraș foarte frumos, nu numai un statut de oraș care, cum să spun, e bine plasat în centru, cu un mediu excepțional natural, ci pur și simplu o gândire eterată, cum zicem noi, în așa numitul program de la Santa Fe, Centrul Complexității, care spune High Altitude Thinking. Deci avem nevoie de undeva unde să emită aceste semințe de idei, semințe de altă lume și mai departe vom vedea cum se desfășoară. Revenind la ideea de smart, totul este smart. Avem probleme de inteligență, avem probleme de inteligență naturală și inteligență artificială, conflictul eventual în perspectivă. E o temă de mare actualitate, ce poate să fie mai frumos decât să stai de vorbă cu șeful catedrei și cel care a fondat ceea ce se numește la noi în România disciplina asta neuroștiințe, domnul profesor Leo Zăgrean. Vă mulțumesc că ați venit și să dea Dumnezeu să ne bucurăm de această întâlnire. Bună seara! Vreau să precizăm câteva lucruri. În primul rând, îi mulțumesc lui Florin că a insistat să vin. Motivele pentru care am acceptat acest lucru
sunt oarecum în zone diferite, în registre diferite. Dar unul dintre motivele principale este faptul că de când îl cunosc pe prietenul meu, Florin Munteanu, l-am cunoscut ca un bun comunicator. La București a făcut eforturi deosebite pentru a comunica și a comunica ceea ce se apreciază sau s-a apreciat și alții și eu ca lucruri utile. Pentru efortul care l-a făcut în acest sens, am zis că merită să fac și eu un efort să vin în această seară la dumneavoastră să stăm puțin de vorbă. Dar aceasta este, să zicem, partea frumoasă a lucrurilor. Este și o parte mai puțin frumoasă și care mă face oarecum, nu neapărat trist, dar îngrijorat de ce se întâmplă cu lumea noastră. Și acesta este motivul de fond, dacă vreți, care mă determină, în ciuda unui pesimism, să zicem, rezervat sau optimist rezervat, cum doriți, să mai am speranțe că nu este totul pierdut. În expunerea de astăzi am să încerc să vă conving, să vă transmit niște meme. Memele sunt un fel de sămințe care se presupune a fi la baza unei noi civilizații. Memele sunt, de fapt, cunoaștere, este informație. Și aș vrea să privim informația ca pe niște semințe care cad într-un anumit ogor. Dacă ogorul este potrivit cu sămânța și sămânța este potrivită cu ogorul, atunci sămânța va da roade. Problema este în ce constă ogorul. Și ogorul este creierul nostru, este mintea noastră, este cunoașterea noastră. Nu vreau să vă dau acum exemple câte ar fi posibile, pentru că nu avem timp, dar în concluzie aș putea spune că noi vedem, noi gândim ceea ce știm. Cu alte cuvinte, dacă unui inginer, să zicem, de vârf în domeniul tehnicii, o să-i spun, știi că azi dimineață am identificat un exozom. Se uită la mine, dacă are timp, eventual mă întreabă ce e ăla exozom, pentru că asistăm la o explozie de informație și care a început să devină, de fapt, aproape periculoasă. Nu știu dacă neapărat periculoasă, dar o să vedeți și de ce. Pentru că mintea umană are o reacție atunci când este ceva din abundență, încearcă să refuze. Și asta o observăm și la copii mici. La copiii noștri, la vecini, la ce vreți. În momentul când au foarte multe lucruri, nu mai devin importante. Dacă ar avea mai puține, ar deveni... E un aspect la care trebuie să ne gândim. Nu știu dacă această explozie informațională este gândită și din această perspectivă sau așa se întâmplă. Cert este că în acest moment informația a devenit ca o sursă de câștig pentru foarte multă lume și nu neapărat un câștig sănătos, un câștig care să fie util celor din jur. Și vă dau numai câteva exemple. Probabil toată lumea a auzit de fake news, adică noutăți mincinoase sau false. Sunt adevărate industrii
se creează teme, se scriu cărți doar pentru a fi vândute, nu mă gândesc neapărat pentru a fi lumea derutată, dar, iată, câștigul sau dorința de câștig a intervenit și în acest domeniu al manipulării informaționale și care este foarte periculos. Nu o să insist prea mult. Eu, în general, vorbesc pe argumente. Pe argumente care le iau din surse pe care le consider credibile și rezonabile. Deci, asta mi se pare un gând, o imagine foarte apropiată de ce simțim cu toții. Ne aflăm într-un tren a cărui viteză crește, gonind pe o linie presărată cu un număr necunoscut de macaze. Pe locomotivă nu se află niciun om de știință, iar a care s-ar putea să fie demoni. Cea mai mare parte a societății se află în vagonul de bagaje și privește înapoi. Mi se pare o expresie foarte reală, pentru că a privi înapoi înseamnă, de fapt, a nu privi înainte. Iar înaintele nostru, și încerc să vă conving, depinde de ceea ce gândim noi. Și o să vă aduc câteva argumente în acest sens. Autorul acestui fragment este Alvin Toffler, unul dintre cei mai mari analiști al sfârșitului de secol trecut, din punct de vedere al complexității, să zicem, din societate. Și pentru că am început spunându-vă că e și un motiv de îngrijorare, iată aici de ce este îngrijorată o parte semnificativă a oamenilor de știință care depășesc preocupările strict profesionale. Și o să vedeți puțin mai încolo la ce mă refer. Deci în 1992, un grup de oameni de știință care privesc sau priveau în viitor au ajuns la concluzia că umanitatea este într-o coliziune sau un curs de coliziune cu natura. Sunt termeni cu care de obicei suntem prea familiarizați și nu le mai dăm atenție. Dar pericolul coliziunii ființei umane prin activitatea lui cu natura, care este de fapt baza existenței noastre, este foarte mare. Și nu numai că este foarte mare și în acest moment este în pericol, dar avansează într-un ritm la care lumea refuză să se gândească. Dom'le, ce-o da Dumnezeu? Ce-o fi? Că nu depinde de noi. Și eu tocmai asta încerc să transmit, mai ales tineretului, depinde de noi de fiecare parte. În momentul de față, această asociație a oamenilor de știință în lume are în componență câteva zeci de mii de oameni de știință din toată lumea. Aici avem și adresa unde poate fi găsită. Un alt argument pentru a-mi susține tristețea, n-aș vrea să vă transmit tristețea mea, dar aș vrea să devenim puțin mai conștienți, pentru că aparent sunt trist. Pentru că dacă aș fi un trist cu adevărat, n-aș mai fi aici. Nu? Și o chestie foarte simplă. Dar logica, privind la rece lucrurile, nu stau bine deloc. Uitați, este un institut în Statele Unite, Institutul pentru Viitorul Vieții. Și dacă o să vă uitați pe internet, o să vedeți, sunt oameni de primă mână din punct de vedere al conceptualizării, al gândirii, și care spune acest institut, de aceasta este un fel de siglă, da? Tehnologia dă un potențial vieții de a înflori,
cum n-am mai fost, ori de autodistrugere. Și aceste expresii sunt firma, dacă vreți, acestui institut, care este din Statele Unite, care sunt probabil principalele vinovate de modul în care a ajuns lumea astăzi. Nu singurele, dar principalele. Dar au început să se trezească, cel puțin unii. Sigur că domeniul meu de activitate este cel al studiului, nu neapărat al creierului, pentru că el nu o să se poată niciodată finaliza. Mă interesează mai mult, aș putea zice că mă pasionează chiar mintea, pentru că, de fapt, creierul nu este decât un suport pentru minte. O să vedem cam la ce se referă acest termen, că toată lumea a auzit de minte, cu minte multă, cu minte puțină, fără minte și așa mai departe. Dar dacă iei pe cineva așa mai de aproape, bă, ce înțelegi prin minte, o să vedeți că se cam dă din colț în colț. Eu mi-am luat un pic de curaj și am să încerc să vorbesc despre minte și mai ales ce legătură are mintea cu valoarea umană, cu identitatea. Aici este un scurt istoric, nu o să insist asupra lui. Cam cu 6-7 mii de ani înainte s-a pus problema importanței creierului cu toate aspectele care erau în acel moment. Asta e o carte scrisă în 2014 și care se numește The Book of the Brain. E o carte care s-ar putea să o avem anul viitor tradusă și în limba română, pentru că sunt foarte multe expresii, cuvinte, care nu le poate oricine înțelege și recunosc că am fost solicitat să traduc această carte și o să încerc să răspundem. Ce lipsește din acest scurt istoric? Pentru că oamenii, în general, caută părțile bune, mai ales când e vorba de știință, care a fost în ultimile 400 de ani foarte sprijinită și care a adus un prinos, ca să zicem așa, activității umane și probabil rezultă și din conflictul cu biserica, pentru că până acum 400 de ani biserica era principala forță de conducere, de organizare a societății și a venit știința puțin mai târziu din urmă și au intrat într-un fel de coliziune sau, mă rog, concurență. Și atunci lumea, cei care nu erau foarte convinși de valoarea credinței și a bisericii, au zis, merge cu știința. Și așa s-a ajuns unde suntem. Deci din această scurtă istorie vreau să vă spun un aspect care lipsește și care există în literatură, dar nu a fost prezentat aici, și anume Aristotel, acum 2400 de ani, a spus creierul este inexcitabil. Adică creierul nu poate să fie excitat. Și pentru că a spus Aristotel, care sigur ulterior s-a dovedit a fi o greșeală, o eroare, dar pentru că a spus Aristotel, a dăinuit această afirmație până în 1780, deci peste 2000 de ani. Creierul este inexcitabil, deci era considerat lăcașul sufletul, unii au considerat că este un fel de refrigerator, încălzește sângele care vine, sângele care vine încălzit de la inimă și așa mai departe. Dar, sigur că au fost și păreri, și o să vedem mai încolo, care au susținut importanța creierului. Părerea mea despre creier este următoarea, ca să știm de la ce plecăm. Creierul
organizează ființa noastră doar pentru a-l purta. Cu alte cuvinte, creierul ne organizează corpul, ființa noastră în totalitate, pentru a avea unde să stea și pentru a fi folosit. E o concepție, să zicem, mai personală, dar o să încerc să vă conving de acest lucru. De altfel, întregul corp răspunde la comanda creierului. Da? Indiferent cum am privit lucrurile, până la urmă, acest aspect este ușor de dovedit. Ce am adus asta și ca să fac plăcere prietenului meu Florin, așa, Munteanu, pentru că se referă, iată, la mintea colectivă. Pentru că tot mai mult se vorbește și eu consider că este real, așa cum creierul nostru este constituit din circa 100 de miliarde de neuroni și fiecare, aș putea zice, că are funcția lui, identitatea lui, nu există doi neuroni identici în cele 100 de miliarde, deși aparțin aceluiași corp, tot așa și societatea umană, și nu numai societatea umană, și alte societăți, că sunt și alte ființe care se organizează în societăți, nu avem timp să discutăm. Dar fiecare individ reprezintă o identitate. Ca urmare, mintea socială sau conștiința socială, care de fapt este promotorul a tot ceea ce se întâmplă pe Pământ, pe planeta numită Pământ pe care locuim, este rezultatul minții noastre. Nu există. O să ziceți, bine, dar Dumnezeu unde îl pui, domnule profesor? Am să vă răspund și la această întrebare, pentru că știu că undeva prin spate există și am să încerc să răspund la această întrebare pe măsură ce înaintăm. Unul dintre cei mai mari profesori recunoscuți în momentul de față în domeniul neurologiei, Ramchandran, îl cheamă, este profesor în Statele Unite. Unele texte am reușit să le și traduc în limba română. Astea sunt pentru studenți. Studenții la medicină, în general, știu limba engleză și nu le mai traduc pentru că îi plictisesc și nu avem timp. Și am să vă citesc, pentru că probabil nu toată lumea citește foarte bine limba engleză. Până în prezent, marile realizări, precum și multe dintre marile dezastre ale omenirii, sunt probabil direct sau indirect atribuite în mare măsură minții umane. Lumea, oamenii de știință nu folosesc termenul de minte și de conștiință. Folosesc creierul, pentru că creierul poate fi vizualizat. Dar, de fapt, e important ce e în spatele structurii cerebrale, adică mintea și conștiința, pentru că creierul, din punct de vedere celular, creierul meu nu se deosebește semnificativ, calitativ, de creierul elefantului sau șoricelului sau porcului, ce vreți. Avem aceiași neurotransmițători, aceiași tipuri de neuroni, aceleași sinapse. Foarte recent, unii cercetători susțin că ar fi identificat niște celule neuronale care nu există la alte animale. Lumea discută, încă nu este acceptat, poate anul viitor, dacă o să mai fim, o să vin și cu noutăți pe această zonă. Deci este probabil ca viitoarele realizări și calamități să se facă în mare parte datorită activității umane, care provine fie din strălucire, fie din slăbiciunea gândirii umane. N-am găsit un termen mai bun pentru frailties. Am zis slăbiciune. Dacă găsiți un termen mai bun, vă rog să mă completați. Și așa, pentru avea și lucruri mai uzuale, mai obișnuite,
am căutat câțiva dintre parametrii care stau la baza vieții pe Terra și care sunt destul de bine cunoscuți și studiați. Printre aceștia se află dioxidul de carbon. Ar vrea să-mi spună cineva dintre cei tineri de ce este periculos sau periculoasă creșterea concentrației dioxidului de carbon. Că toată lumea, domne, dioxid de carbon, să scădem, să nu știu ce. Știe cineva? Asta, eu sunt aproape sigur că toată lumea are relația, dar nu o conștientizează. Și seara asta, pe acest aspect am să insist, să conștientizăm lumea în care trăim. Pentru că dacă nu o conștientizăm, autodistrugerea este foarte aproape sau o să vedem alte variante. Deci vrea să-mi spune cineva de ce este periculos dioxidul de carbon, creșterea, care, uitați-vă și dumneavoastră cum a crescut, pentru că se urmărește din 2011 și deja plecând de la 400 de părți per milion a ajuns deja într-un termen foarte scurt, o să vedem și alte, că mai am încă un slide, într-un timp foarte scurt a ajuns la valori cum nu a fost niciodată pe Terra până acum. Iar pericolul este, în afară de faptul că participă la fenomenul de încălzire prin realizarea unui înveliș, ca să zicem așa, mai puțin permisiv la variație de temperatură, de fapt pericolul cel mai mare este pH-ul. pH-ul apei și a solului. Pentru că la baza vieții pe Terra stă activitatea enzimelor care controlează fiecare reacție metabolică din toate celulele noastre. În momentul în care metabolismul încetează, avem de-a face cu moartea. Iar dacă vă mai amintiți dumneavoastră din școala primară, enzimele sunt proteine. Iar proteinele au două proprietăți fundamentale. Una, sunt termolabile, cu alte cuvinte, la temperaturi crescute își schimbă structura și funcția, își pierd funcția. Dacă întrebe cineva la ce temperatură poate să reziste omul, temperatura a corpului uman, majoritatea spun 41-42, de la 42 de grade încolo deja este pericol mare. Dar de ce la 42 de grade moare omul? Poftiți? Același lucru ca și la pH. Își pierd structura quaternară și atunci nu mai pot să controleze reacțiile enzimatice. pH-ul, iată și temperatura, pentru că CO2-ul asta face, se combină în apă și formează acidul carbonic, care apoi disociază și dă pH. Ați auzit probabil cu toți de bolnavii de rinichi și care trebuie să facă dializă. Dacă nu fac 24 de ore, în funcție și de gradul de afectare a rinichiului, mor. Știți de ce? Tot datorită pH-ului. Pentru că în urma metabolismului se produce hidrogen, exces de hidrogen, iar acesta modifică pH-ul și duce la aceeași. Ia uitați-vă variația dioxidului de carbon de acum 800 de mii de ani până în zilele noastre. Asta nu funcționează, nu are și lumină? Nu se vede. Nu se vede pe ecran. Scuze. Așa. Iar din 1950, vedeți, până în 2010,
Uitați-vă ce ascensiune a avut, de la 300 aproximativ până la 400, iar pe toată perioada de sute de mii de ani a rămas. Și să știți că sunt determinări fizice exacte, pentru că s-a apelat la zonele cu gheață sau cu ghețar și de acolo s-au scos probe și s-a identificat. Deci nu sunt chestiuni să vedem dacă merge asta. Variația temperaturii de pe la 1800 și vedeți cum crește, iar din 1000, de la 1950, uitați-vă ce ritm de creștere a dobândit. Combinarea între cei doi factori, pH și temperatură, este toxică, știți pentru ce? În primul rând, nu o să vină să credeți. Pentru microorganisme. Pentru că dacă organismele complexe, cum sunt mamiferele, au niște mecanisme de reglare a acestor parametri, nu eu pot să stau la... Am stat la 100 de grade la saună. Aerul uscat la 100 de grade. Am făcut baie în oceanul înghețat. Cu costumul natural. Da? Ca să nu cred. N-am avut nimic. În aceste variații de conducție am introduce microorganismele, deja nu rezistă. Pentru că microorganismele sunt foarte sensibile la temperatură, la pH. Se pare că circa 80 de specii din microorganismele care sunt în momentul de față în apa planetară au dispărut în ultimele 3-4 decenii. Ceea ce este enorm. Au dispărut. Iar aceste microorganisme stau la baza regnului vegetal. Pentru că regnul vegetal, începând cu copaci, iarbă, tot ce vreți dumneavoastră, au nevoie de aceste microorganisme în sol, ca să poată să producă ceea ce produc. Iar afectarea lor, e normal că afectează și regnul animal. Știe cineva ce reprezintă această imagine? Oxigen care se ingerează de către cetățenii din oraș poluat, în Japonia sau în... Da, nu este oxigen, pentru că oxigenul pur este și el periculos. Este aer. Este aer curat, cules sau recoltat din Canada și vândut în China. E o adevărată industrie. Sunt oameni sănătoși, să știți, nu e spital. Deci sunt centre deja în marele orașe ale lumii, cum este și Pekinul, și unde sunt centre de acest fel. Pentru că, în mod cert, calitatea aerului s-a schimbat foarte mult. Și cei care conduc lumea asta dau dovadă de cel puțin slăbiciune mentală, dacă nu idioțenie. Pentru că nu conștientizează faptul că apa și aerul nu au granițe. Nu au granițe. Am fost vara asta pe Valea Cernei. Nu știu dacă cineva dintre dumneavoastră a văzut izvoarele Cernei. Se numesc Izbuc. Apa, dacă o uitați pe pagina mea de Facebook, o să vedeți că l-am și filmat. Iese din pământ cu o forță și într-un debit foarte mare. Sigur că îți pui întrebarea, dacă nu ești prea redus. De unde vine apa aia? Că vine într-un flux foarte mare. În vârf de munte iese apă curată. Credeți că apa sărată este separată pe Terra de apa dulce? Nu. Nu. E un circuit cert continuu. Problema este în ce măsură se poate menține această calitate a apei și cum intervine omul. Pentru că
Noi folosim foarte multe substanțe produse tot de om și care sunt în discordanță cu natura, cu substanțele naturale. O să vedem, dacă aș vrea într-un timp mai apropiat sau mai îndepărtat, să vorbim despre amprenta electromagnetică moleculară. E o chestiune absolut extraordinară. Așa, deci, aceste substanțe noi le aruncăm încoace și încolo. Dar ele tot pe pământ rămân. Tot în apă și în sol ajung. Foarte puține care sunt duse până la starea de atomi. Pentru că atomii sunt cei care, practic, în momentul în care se combină, dau o anumită identitate moleculară. Dar atomul de carbon e același, indiferent din ce moleculă îl iei. Dar cât din ceea ce producem noi transformăm până la atom pentru a înlătura eventualele pericole. Recomand mai ales tineretul, mă bucur că există și tineri aici, eu am așa o slăbiciune pentru tineret, nu vă gândiți la lucruri nefirești, așa. Deci, e o carte neadaptați pentru viitor, scrisă în 2013, dacă nu mă înșel, la Oxford și tipărită și la noi în România. E o analiză foarte, zic eu, pertinentă a situației în care se află lumea actuală. Și pentru că unul din criteriile importante ale vieții noastre, adică sănătatea, am adus, iată aici, un extract dintr-un workshop ținut în cadrul proiectului ERANET Neuron. E un proiect multinațional, sunt vreo 17 state și România participă, iar eu sunt reprezentantul României la acest proiect și care, după cum vedeți, spune că în Europa aproximativ 38% din populație suferă de boli legate de creier. Sigur, tabloul este vast, dar ce aș vrea să reținem, că cele mai frecvente tulburări sunt cele de tip neuropsihic, de comportament, care poate să ajungă până la boală sau doar diferite tipuri de psihoză. Depresia, asupra căreia se fac foarte multe studii. Anxietatea. Și vine foarte tare din urmă ce? M-aș bucura să-mi spuneți dumneavoastră. Deci pe lângă anxietate, depresie, tot ca și comportament uman și care bate tot mai tare la ușa civilizației. Intră în tulburările, ca să zicem așa, legate de depresie, anxietate, este, dar sunt oricum mult mai puține. O simțiți cu toții, dar nu sunteți conștienți. Agresivitatea. Am dreptate sau nu? Agresivitatea a început să devină o problemă pentru civilizația noastră. Și mă refer la agresivitatea la toate nivelurile. Da? Sociale și organizatorice. Peste 42.000 de americani mor prin suicid. 42.000 pe an se sinucid. Să știți că statistica nu e făcută de români. Da? Dintre... Asta e altă poveste. Eu am adus ce am găsit pentru că, sigur, interpretările pot să fie. Ce este foarte periculos, că cele mai multe persoane care intră în această categorie sunt la vârsta 10-24 de ani. Oare ce se întâmplă? Și ca să fie tabloul complet,
anul trecut, cred, nu mai știu dacă, 2016, da, acum 2 ani, în octombrie, pe pagina NIH-ului, NIH-ul este un fel de ceas mondial al cercetării în domeniul sănătății, a medicinei. Se numește Institutul Național de Sănătate din Statele Unite. Cam acolo se stabilesc zonele unde se investește, unde se dau bani pentru a se face cercetare. Și spune pe pagina lor acest text că oamenii de știință de la NIH au identificat explicațiile genetice a sindromului de frustrare. Adică, cu alte cuvinte, măi, frustratule, ești genetic, n-ai ce face, ia bulina. Cam așa se pune problema. Da? Este fals. Este o mare gogoașă a industriei farmaceutice. Pentru că frustrarea nu vine din gene. Frustrarea vine de la condițiile de viață a individului, de la educație, pentru că aceleași condiții pentru unii sunt mulțumitoare și nu devine frustrat, iar pentru alții devine frustrat sau frustrant. Și pentru că tot s-a pomenit aici, se pomenește tot mai mult despre inteligența artificială și relația inteligenței artificiale cu mintea umană, termenul de singularitate, care a fost creat în 1993 de către Werner și care a spus, în 30 de ani vom dispune de o tehnologie capabilă să creeze inteligență superumană. La scurt timp după acest moment, era umană se va sfârși. Deci este... Pardon. Eu am luat fragmentul dintr-o comunicare a mea, dar dacă vă uitați Werner Winge, găsiți pe internet, o să găsiți inclusiv conferința la care s-a susținut acest lucru. Stratforul este probabil una dintre cele mai serioase, zise sau acceptate firme sau instituții care fac analize globale, generale despre evoluție economică, socială, biologică sau naturală și așa mai departe. Și spun, tot în 2016, că modificările sunt deja în domeniul tehnologiei atât de înaintate încât acționează ca și creierul uman. Adică pot să învețe și din ceea ce învață să ia decizii. Apropo de acest lucru, câți oameni mai gândesc când iau decizii? Da? Și nu le iau pentru că îi se transmite. Păi așa, asta e important, faci. E un alt aspect, poate data viitoare, că nu avem cum să le abordăm acum. Cineva a demonstrat că, de fapt, inclusiv deciziile la nivelul ființei umane se realizează în cea mai mare parte în mod inconștient. Dar această inconștiență se referă, de fapt, la toată informația care avem în memorie și pe care nu o conștientizăm tot timpul, că nu avem cum. Dar în momentul în care se spune, de exemplu, tâmpa, pentru orice brașovean, nu? A fost cel puțin odată pe tâmpa, a avut experiențe, toate acestea, la un cuvânt, toate se activează în creierul nostru, în mod, putem spune, inconștient. Problema se pune
Dacă întreabă băiatul pe fată, mergem pe tâmpa. Fata derulează toate informațiile care le are despre tâmpa și despre băiat. Da. Și la sfârșit, ia o decizie. Dar ea este deja constituită, formată înainte de a ajunge la nivel conștient. Și sunt lucruri demonstrate din punct de vedere experimental foarte bine. Dar, pentru a nu ne speria, pentru că unii pleacă de la această idee și susțin că, de fapt, omul nu are putere de decizie dacă se formează aceste gânduri sau aceste atitudini în mod inconștient. Și este falsă afirmația. Omul are liberul arbitru sau puterea de a decide, numai că această putere de a decide depinde de cultura lui, de experiența lui, de informația pe care o are deja în creier. Păi dacă are puțină informație, nu? Și de ce e tâmpa? Nu? Dacă nu știe ce e tâmpa. Dar ce e tâmpa? Sau unde e tâmpa? Da? Și așa mai departe. Pardon. Iar aici este un grafic făcut de către una dintre cele mai mari bănci mondiale și care arată că aproximativ 80 de milioane de joburi în Statele Unite pot să fie înlocuite de către inteligență artificială, da? Sau mașini inteligente. Știe cineva ce reprezintă imaginea asta? Robotul s-a măsurat respectiv. Corect. Nu, nu, el este inginer. Electronist. Și și-a făcut o roboată cu care s-a căsătorit. Poftiți? Problema este că industria entităților feminine non-umane a ajuns, nu prea se publică, dar e una dintre zonele care aduce foarte mult profit și care îndobitocește și pe bărbați și nenorocește și femeile. Pentru că bărbatul este tot mai retras sau mai animalic și care în final duce la același efect, doamnele sunt tot mai pretențioase și atunci sunt deja pe piață sisteme care înlocuiesc, cel puțin din punct de vedere sexual, femeia. Și nu sunt nici scumpe. Și se pare că sunt chiar mai performante, sau cel puțin așa susțin unii. Și nu sunt puține. Faptul că în ultimile decenii, probabil sunteți de acord că se duce în subsidiar o luptă împotriva ființei umane și a familiei. Pe foarte multe căi. O să întrebați, bine omule, dar de ce? De ce cred eu asta? Nu cred că e numai observația mea. Cred că este observația mai multora. Dar fiecare tace în barbă că lui n-o să îi se întâmple. Dar explozia comportamentului deviat, non-natural, mai ales în rândurile tineretului, este foarte mare. Iar rezultatul, vă imaginați dumneavoastră care este. Și pentru că puțină lume știe despre biologia sintetică, biologia sintetică este o ramură a științei actuale care produce substanțe sau molecule noi, care nu există pe Terra. Plecând de la acest principiu, deja s-au obținut ADN. ADN-ul probabil toată lumea știe, ăla care stă la baza geneticii, da? Sau genomului, cel care transmite informația de la părinți sau de la antecesori la urmași.
A fost sintetizat, deci, primul ADN semisintetic în organisme unicelulare sau entități unicelulare și care se înmulțesc. Deci, plecând de la ADN-ul creat în totalitate, dacă vreți, pardon, 50%, că a luat 50% baze noi și 50% cele vechi. Dar le-au construit ei în laborator și au obținut această chestiune. Acum, de ce am spus că sunt oarecum îngrijorat sau întristat? Pentru că, nu știu de ce, dar eu consider că ființa umană este cea mai frumoasă și cea mai complexă creație a Universului, indiferent cum o luăm, din punct de vedere religios, creaționist sau din punct de vedere materialist. Important e că s-a ajuns aici. Și la fel cred că nu s-a făcut acest efort de-a lungul timpului pentru o existență atât de scurtă. Ființa umană are o existență scurtă pe Terra și a devenit probabil cea mai nocivă ființă chiar pentru Terra. Aici am făcut o diagonală în timp și spațiu, dacă vreți. Primele organisme unicelulare, Holobacterium salinarum, care se pare că au fost pe Terra, apoi s-au înmulțit, au început să aibă celule cu funcție de reglare, adică un fel de neuroni, care apar la aceste vietăți până când se fixează într-un anumit loc, pe o stâncă, sunt marine, bineînțeles, după care își devorează creierul sau celulele nervoase. Următoarea etapă este aceasta care bănuiesc că toată lumea o știe. Aici probabil sunt printre primele elemente de creație a ființei umane din civilizația actuală. Amangia, pare rău că nu avem timp, poate altădată o să discutăm sau cu altă ocazie, și această ființă deosebită care este în vârful scării. Știe cineva? Cine? Pe cine? Un robot. Un robot, da? Poftiți? Creat în 2010 de către japonezi, după fizionomia unui profesor de informatică, dacă nu... Ce n-a spus-o pe Sofie? Poftiți? Ce n-a spus-o pe Sofie? Pe la moda. De ce n-am pus? Pe Sofia. Pe Sofia, da. Sofia este prea vizibilă că e robot. Aici majoritatea iau păcăleală, că nu recunosc ca robot. Da? Deci ăsta a fost motivul. Iar ăsta a fost acum 8 ani construit. De atunci deja a evoluat foarte mult. Și probabil asta va fi ultima etapă. Cele două mâini, da? Una bionică și una naturală. Roger Penrose, unul dintre gânditorii actuali, spune că dacă suntem norocoși, roboții de mâine ne vor păstra ca pe niște animale răsfățate. Sau dacă suntem destul de deștepți, am putea transfera roboților structurile noastre proprii de informație. Ceea ce este, după părerea mea, o iluzie, pentru că deja sunt create mașini inteligente care învață din propria experiență, care reușesc să creeze sisteme de comunicare între ele
și pe care omul nu le mai poate stăpâni. Da? Iar pe linie, să-mi spuneți... Bine. Publicat în Nature, deja au făcut mașini, au creat mașini care creează molecule, începând de la atomi, cu distribuția specifică fiecare molecule. Nature este una dintre cele mai serioase reviste de știință în momentul de față și a publicat asta în 2017. Pentru a sintetiza activitatea umană și impactul asupra mediului, am considerat, e o schemă făcută pentru dumneavoastră, sau mă rog, oameni care nu sunt neapărat în domeniul istoriei sau a neuroștiințelor. Deci, perioada de 100.000 de ani am reprezentat-o pe o distanță de 1 kilometru. Adică la fiecare 100 de metri, câte 10.000 de ani. Schimbările semnificative au început pe ultimii 50 de metri, adică de la 950 la 1000 de metri, adică asta înseamnă circa 5.000 de ani. Nu o să insistăm asupra lor pentru că timpul este, după cum vedeți, scurt, dar am pus elementele care am considerat că pot să fie importante, o să le putem și discuta. Asta din punct de vedere al istoriei oficiale, acceptate. Dar asta nu înseamnă că este și istoria adevărată și aici am prezentat câteva imagini. Știe cineva ce reprezintă această piatră? Este, după cum vedeți, foarte simetrică, are mai multe rânduri. Unii zic că este produsul naturii. Uitați-vă dintr-o altă poziție. N-are practic nicio legătură cu alte pietre. Asta are diametru de circa 2 metri. Diametru mare și grosimea cam 1,5 metri, cam așa. Este pe o coastă de desubt de nisip. Am calculat eu, fără a măsura, am apreciat că centrul de greutate al pietrei este în afara suprafeței de contact. Așa mi se pare. Nu știu. Poftiți? E goală? Nu e goală, e plină. Da? Deci este, cine dorește, poate să viziteze zona Buzăului, este la Bozioru. Sunt zeci. Eu am luat-o pe asta că mi s-a părut cea mai sugestivă. Iar alta, uitați-vă și dumneavoastră aici, și asta este într-un vârf de deal, are circa 7 metri lungime și cam 2 metri diametru maxim. Este de o simetrie aproape perfectă. Unii zic că natura a făcut această piatră. Cum o fi făcut-o acolo și atât de izolat? Pentru că n-are, sub ea nu este nicio altă piatră, nimic altceva. Iar probabil unii dintre dumneavoastră ați auzit despre reactorul așa zis natural care a fost descoperit în Africa, da? În Gabon, și care a funcționat acum 2 miliarde de ani, circa 1 milion de ani. Reactor nuclear pe care lumea noastră l-a descoperit, dacă nu mă înșel, în 1942 sau ceva de felul ăsta. Și a fost extraordinar de mare invenție, nu se știa pe atunci. A fost descoperit ulterior reactorul. Și pentru această, puteți să căutați, sunt cărți, studii, conferințe internaționale, pentru că nu au o explicație cum a putut natura să îndeplinească toate condițiile unui reactor nuclear care a funcționat 1 milion de ani. Asta apropo de ce-i de făcut.
Păi trebuie să plecăm de la cauze, că noi așa am învățat. Și toată tărășenia asta a început mai semnificativ de acum 7 decenii. În 1955, un deștept pe nume Victor Lebov a publicat că economia noastră este atât de puternică și este nevoie să convertim achiziția și utilizarea bunurilor în ritual. Ritualul, fiecare știe ce reprezintă și ce semnificație a avut pentru societate și pentru ființa umană. Indiferent în ce zonă era ritual, deci era, iar el a solicitat să transformăm achiziția și utilizarea de bunuri. Iar cea mai sugestivă mi se pare această imagine, apropo de unde suntem, reprezintă o pictură după legenda lui Midas. Midas fiind cel care a obținut bunăvoința zeilor și pe ce punea mâna se transforma în aur. Ăsta este motivul pentru care societatea actuală nu mai gândește ce face decât ascultă de poruncile idolului care este banul și care ne va duce la peire sau cel mult la schimbare. Huxley. În următoarea generație va exista o metodă farmacologică de a face pe oameni să-și iubească servitutea, adică slugărnicia. Huxley, Aldous Huxley, e unul dintre marii gânditori, zic eu, ai secolului trecut și are acest mesaj publicat la, susținut la Universitatea de Medicină din State. Iar Hipocrate spune că oamenii ar trebui să știe că din creier și numai din creier se ridică plăcerile noastre, bucuriile, râsetele și așa mai departe. Prin el gândim, vedem, auzim și distingem urâtul de bine, plăcutul de neplăcut. Lumea în care trăim depinde tot mai mult de mintea umană. Începând cu modul în care educăm sau formăm ființa umană, modul în care protejăm mediul în care trăim, mintea noastră modelează prezentul și în același timp creează viitorul. Nimeni nu mai este responsabil de ce se va întâmpla în viitor. Foarte puțin se mai gândesc la viitorul, să zicem, mai apropiat, dincolo de interesele strict personale. Iar acest lucru nu poate să aibă decât să aducă... E o revistă care a apărut săptămâna asta, vă recomand, se numește Reporter Global. E un fel de The Economist în limba română. Și unde sunt o serie de intervenții. Trebuie să mergem mai repede ca să ajungem la final, și anume la mintea umană. La început era cuvântul, spune Ioan, unul dintre marii fizicieni ai secolului trecut, Wheeler, spune același lucru, dar cu alte cuvinte, it from bit, adică totul devine sau provine din informație, iar Mihai Drăgănescu, pe care știu că îl iubește foarte mult Florin și eu, informația este ceea ce dă structură materiei. Deci materia se organizează ca urmare a informației. Și atunci expresia la început era cuvântul, de fapt, echivalează cu la început era informația. Sau dacă nu vă place termenul, puteți spune la început era Dumnezeu. Da? Mintea este informația din univers cuipărită în ființa noastră. O definiție frumoasă aparține sau provine de la Descartes, cel care a împărțit lumea în două, știință și religie, prin dualismul cartezian despre care vorbeam și care spune, mă îndoiesc, deci gândesc, gândesc, deci exist,
Și Leon a adăugat, exist, deci creez. Dacă nu vom crea într-un mod inteligent, înseamnă că vom crea cei care ne vor lua locul, adică mașinile inteligente. Omul nu poate fi înțeles ca o persoană detașată de societate. Este produs al eredității care conține concentrată istoria biologică a sa, dar este tot pe atâta și produs al societății din care face parte. Asta înseamnă ceea ce primește în primul rând ca informație. Singur omul a ajuns la conștiința actelor sale, pentru că toate celelalte animale, indiferent ce viață au, cât de complexă, totul au întipărit în comportamentul genetic. Deci, omul este singurul care a depășit comportamentul genetic și poate să depășească, practic, prin activitatea lui, prin mintea lui, poate să schimbe viitorul. În ultimii 20 de ani, domeniile științei cognitive, asta ca să vedeți că conștiința, termenul despre care oamenii de știință în general fugeau până acum două decenii, în ultimii 20 de ani, domeniile științei cognitive, neurofiziologiei și a imagisticii creierului au edificat o abordare empirică solidă asupra conștiinței. Drept urmare, problema a pierdut, adică studiul conștiinței, a pierdut statutul său speculativ și a devenit o problemă de ingeniozitate experimentală. Sunt foarte multe studii, inclusiv legate de conștiința viitoarelor mașini. Dane este unul dintre neurocercetătorii recunoscuți. Henry Kandel, laureat premiul Nobel pentru medicină, spune că într-un sens larg învățarea și memoria sunt esențiale pentru însăși identitatea noastră. Ne fac ceea ce suntem. Cât se mai definesc prin ceea ce gândesc? Acest sfat ar vrea să fie cât mai adânc întipărit în mintea noastră, pentru că toată lumea vrea practică, inclusiv cercetările care se fac, ce utilitate practică are creșterea dioxidului de carbon, modificarea, aia asta e. Nu se gândește lumea la asta, se gândește doar să investească acolo unde vine cel mai repede banul și cât mai mult, fără să integreze. Iar acest fragment spune foarte frumos că nu este suficient să învețe omul o specialitate. Prin aceasta devine un fel de mașină, dar nu o personalitate. Este esențial ca studenții să achiziționeze o înțelegere și să simtă, să iubească valoarea. Altfel este un specializat strâns sau apropiat sau asemănător cu un câine bine dresat. Știți cine spune chestia asta? Einstein. Un alt mare fizician, nu există materie ca atare. Tot ceea ce numim materie și are origine și există doar în virtutea unei forțe care face să vibreze particulele unui atom și care menține integritatea. Suntem obligați să presupunem că în spatele acestei forțe există o minte conștientă și inteligentă. Această minte este matricea întregii materii, a întregului univers. Deci informația din care noi avem acces la minte și conștiință. O altă zonă care ar fi de interes pentru ingineri și biologi, cei mai mulți factori fizici care sunt implicați în evoluția vieții sunt de natură electromagnetică. Gândurile noastre, tot ce se întâmplă în creierul nostru se bazează în final pe jocul ionic sau electromagnetic. Sigur că noi îl cunoaștem în acest moment la nivel de moleculă.
Sunt aproape sigur că vom aborda în curând, dacă vom mai exista și mai avea vreme, nivelul cuantic. Pentru că atunci când v-am spus de fata care a întrebat dacă merge pe tâmpa, nu vă puteți imagina câte conexiuni se fac simultan în creierul. Și asta e o chestiune relativ simplă, dar gândiți-vă că sunt altele mult mai complexe. Metafora care o creează deocamdată numai omul este o înlănțuire de idei. Cuvintele sunt, dacă vreți, construcții pentru o idee. Iar metafora, care de obicei este foarte scurtă și foarte concisă, conține o lănțuire. De unde iese metafora? V-ați gândit vreodată? Sunt atâtea metafore frumoase. Da? De unde este? Și științifice, și matematica, în final, este tot o metaforă. Da? Datorită minții umane. Informația este componenta fundamentală a existenței, însă și conștiința este o formă de informație. Mintea este informația din univers cuibărită în ființa noastră, din care pleacă firavul izvor al conștiinței, zice prietenul dumneavoastră Leon Zăgreanu. Merge mai repede, că aici sunt toate condițiile care modifică mintea umană și care se transmit inclusiv factorii sociali, care pot să acționeze epigenetic, să modifice viața a două, trei generații. Sunt studii foarte serioase făcute în acest moment și care susțin stresul și care acționează nu numai asupra persoanei care suportă stresul, ci și asupra urmașilor persoanei respective. Și sunt dovedite lucrurile, din păcate nu avem timp. Apropo de poluanți despre care vorbeam, iată, pot să introducă, să inducă modificări în secvența ADN-ului și care modificări pot să dea naștere, adică transmise prin celulele sexuale urmașilor și pot să fie transmise de la generație la alta. Transmitere transgenerațională și ne apropiem de sfârșit. Suntem cetățenii neurolumii care vine și creierul nostru trebuie schimbat. De fapt, mintea noastră. Unul dintre cei mai mari electrofiziologi, laureat Premiul Nobel pentru Medicină și cel care a inițiat, de fapt, neuroelectrofiziologia, spune că trebuie să recunoaștem că suntem ființe spirituale cu suflet, existând într-o lume spirituală, ca și ființe materiale, cu corp și creier, existând într-o lume materială. Aici este diferența. Unii văd numai corpul, cu toate ale lui, alții merg mai departe. Homo holisticus este speranța noastră, dacă să mai avem timp. Ființa umană, în concluzie, are două mari interfețe, cea informațională și cea fizică. Cea fizică se referă la toate substanțele care trec prin corpul nostru de când ne naștem până ce trecem, iar cea informațională este cea care de fapt ne dă identitate și care provine, am văzut, din alte lumi. Dacă cercetătorii din domeniul neuroștiințelor și a disciplinelor conexe s-ar uni în jurul unui mic set de obiective, oportunitatea pentru avansarea înțelegerii noastre a creierului și a funcției mentale ar fi imensă. Întrebările trebuie să aprindă sufletul, să agite spiritul, dar de asemenea să fie abordabil într-un mod riguros științific, adică o împletire între abordarea de tip empiric și de tip fenomenologic, ar spune prietenul meu Florin. Este textul, iată, dintr-o carte foarte bună, De la moleculă la minte. Da?
modificări sau provocări pentru secolul 21 și un publicat într-o ediție foarte serioasă. Mulțumesc! Înainte de a da drumul la discuție, doar un lucru vreau să încercăm să punctăm de fiecare dată. Fiecare, prin contextul pe care l-a avut, în istoria care a trăit-o, a adunat un set de informații, le-a băgat într-o minte care, într-un fel sau altul, folosește și acum și când reflectăm singuri imagini și cuvinte. În general, imagini și cuvinte. De multe ori însă, sensul semantic al cuvântului este deformat, este extrem de diferit de la om la om, pentru că fiecare l-a asociat într-un anumit mod într-o rețea. De-abia acum avem șansa să formalizăm și să operăm în ceea ce se numește rețea semantică. Deci, practic, de aici încolo, prima problemă este, după o asemenea, să zicem, cocktail de stări și de problematici, ar trebui să plecăm acasă cu ideea să punem puțină ordine în cuvintele fundamentale. Și pentru asta vă garantez că dacă vă uitați numai la cuvântul inteligență în dicționarul limbii române, veți avea surprize. Este un cocktail de stări și de înțelesuri așa de diferite, de multe ori chiar opuse, care formează, să zicem așa, un fel de aură semantică în jurul cuvântului, care e cuplată cumva și emoțional. Adică anumite cuvinte, în principiu, nu știu, au fost percepute, ne-au plăcut și când le aud mă ambalez și îmi place, și alte cuvinte, numai când le aud, am senzația de aia nu-i pentru mine sau aia e în altă lume. Sau asta nu, cum, nu, nu. Și dintr-un foc, când am o frază, cuvintele se înlănțuiesc, uităm cuvintele și rămâne starea aceea. Și de multe ori, în loc să adunăm în plus față de cele venite, că fiecare are o expertiză în domeniul discuției, de exemplu, și să luăm exact bucata care e în plus, acel câștig nou a unei discuții, noi 80% din timp urmărind, pierdem timpul să analizăm ce știm și să catalogăm, să comparăm și de cele mai multe 80% și rejectăm, pentru că știm. Și atunci nu ne îmbogățim. Deci ca să ne îmbogățim, trebuie să înțelegem că trebuie să facem un prim efort să înțelegem cuvintele de bază, să trăim aceeași limbă. Și pentru asta v-a sugera să vă uitați de curiozitate un pic ce înseamnă în momentul de față inteligență. A doua problemă, v-aș recomanda un film. E un film extrem de, un film documentar în care arată cum a fost, cum să spun, câștigată competiția dintre mașină inteligentă și om vis-a-vis de jocul de Go. Dacă ați văzut, e un film documentar, ideea de bază, săptămâna viitoare, tot luni aici o să discutăm concret chiar cu aplicații în domeniul respectiv, așa că vă invităm și nu numai la cafenea, ci la discuțiile de luni, tot la ora 6, puțin mai tehnice, să zicem, dar în sensul continuării discuțiilor, de obicei sunt cuplate, ce se întâmplă aici, mai putem discuta și mai ne întrebăm și altfel, în afară de discuțiile pe care avem cu invitatul. Și zic eu că ar merita puțină atenție. Esențial este ca să începem să rezonăm și să identificăm care este acea direcție care, într-un fel sau altul, o putem utiliza. Atenție că calculatorul nu mai este socotitoare, inteligența artificială nu este o joacă, ea deja generează noutăți, dacă a reușit să bată omul la Go, Go este Go, nu este șah, șahul de mult s-a rezolvat, deci avem o entitate în formare care se dezvoltă rapid, hrănită deodată de toată gândirea umană, care are o posibilitate să ne subjuge sau să o folosim. Pentru asta trebuie să ridicăm mintea și închei cu observația, întâlnirea de aici și mai ales tema asta, înseamnă îndemnul să ridicăm mintea la nivelul complexității naturii, nu să simplificăm natura la cunoștințele de ieri. Și pentru asta trebuie să ne întâlnim mai des, pentru că fiecare aduce aport la ceva și pe o tematică. Și să facem și partea informală în care schimbăm postura, să poziția, să punem scaunele mai înaltă în arhitectură și stăm de vorbă, dar stimulați de către o discuție și vă invităm să vă uitați și pe internet, pentru că este foarte interesant să o vedeți a doua oară, nu în transmisiunea de aici, ci în liniștea respectivă de acasă, le vor fi pe internet puse în arhiva noastră, și să vedeți ce e interesant, încep de la un moment dat, anumite fraze care păreau banale la început să înceapă să lucreze. Deci, trecem la partea de întrebări, profitând de faptul că domnul profesor Leon Zăgrean este aici și ne poate răspunde la niște elemente care, într-un fel sau altul, le aveați de acasă ca stimul sau poate stârnite de întâlnirea de astăzi. Cine are curajul să spargă liniștea aceasta? Știți cum se întâmplă ceva de genul ăsta? În știința complexității un test.
punem câte un senzor, că avem în telefoane, în momentul de față, așa de multe, sunt cel puțin 15 senzori importanți cu care avem aparte de măsură în telefon. Și unul dintre ele este senzor de vibrații. Și omul, în general, când începe să se acumuleze tensiunea, starea începe să se voiască. Și putem înregistra cum se face această agitație din ce în ce mai mare, din ce în ce mai mare, că nu mai am răbdare, parcă e cam mult, parcă nu prea mai înțeleg. Și asta se poate monitoriza și arată cam ceva de genul ăsta. Aici începe ora, prezentarea, toată lumea liniștită, după aceea începe să se... E suficient la cineva să se foiască un pic, declanșează o reacție în lanț și începe fiecare, se colectivizează și după aceea vine... Aveți o întrebare? Și o liniște, n-ai nimeni nu o mișcă. Și după aceea s-a terminat ora. Știți de ce de obicei lumea nu pune întrebări? Pentru că întrebările arată totdeauna nivelul de cunoaștere a individului. Și atunci majorității îi este rușine să iasă în față cu ceea ce știe. Pentru că întrebările, în mod cert, ies din ceea ce știi și ceva nou. Și atunci, nu, domnule, las, mulțumesc, e o pasivitate care este foarte periculoasă, pasivitatea minții, a creierului nostru, dacă vreți, și care rezultă într-un fel de extrapolare. Gândiți-vă că de-a lungul istoriei omul a tot extrapolat. Mișcarea nu o mai face, foarte puțin ne mai mișcăm, pentru că avem tot felul. Activitatea fizică propriu-zisă extrapolată sau externalizată, cum spun alții mai deștepți, externalizată. Ne-a mai rămas un singur lucru să externalizăm. Mintea. Dacă o mai externalizăm și pe asta, înseamnă că ne merităm întru totul soarta. Deci, gândiți-vă, dacă o externalizați, dacă o cultivați, dacă o provocați, întrebările sunt îndoieli și ați văzut ce spunea Descartes. Mă îndoiesc, deci gândesc. Gândesc, deci exist. Dincolo de asta, vid, vă rog. Da, dacă îmi permiteți, aș începe cu zicere. Ar vrea întrebări, dacă se poate și mai puține comentarii, că nu avem timp. Da? Vă rog. Spune despre om că este expert, după răspunsul pe care să spune despre om că este înțelept. Da. Mulțumesc. Ați menționat spre final, ființa umană are două aspecte importante, cea fizică... Interfețe. Și interfețe. Tot ce este fizică în afara lui. Și informație. Mai există o noțiune care circulă în zona ființei umane ca interfață, energiile. Ne puteți spune ceva despre acceptați ideea sau le vedeți în sensul ăsta? Deci, sunt de acord, energia nu este decât o exprimare a laturii fizice. Informația are ca suport fie energia, fie câmpul, pentru că în acest moment se pot transmite câmpuri electromagnetice care transferă informație receptorului. Dar câmpul electromagnetic nu este decât suportul, decodificarea, sau mă rog, codificarea inițială și decodificarea sensului. Am o temă frumoasă de la semn la semnificație. Da? Deci informația asta este de fapt semnificația, pentru că dacă spuneți Leon, e un semn sonor pentru oricine aude. Pentru unii este mai mult decât un semnal, pentru că leagă numele de Leon cu diferite persoane sau evenimente. Deci asta dintr-o dată, iată, un semnal fizic, sonor sau o imagine pe care o vedem, nu? Imediat transfer în funcție de ceea ce avem noi acumulat. Energia este, dacă vreți, o verigă sau un mod de exprimare sau de suport a informației, pentru că informația este înainte de energie. Asta este părerea mea. Vă rog.
respectiv de la o informație banală până la... Până la informația, să zic, super rafinată, informația divină. Am înțeles. Deci, termenul de informație, în mod cert, pune probleme oamenilor de știință, filozofilor, religioșilor și așa mai departe. Tuturor. Pentru că informația, prin intervenția omului la diferite perioade istorice, a primit semnific... Termenul de informație a fost, dacă nu, prin 20 și ceva. Shannon, parcă, a pus problema. Dar la început era cuvântul, de fapt este echivalent cu la început era informația, de fapt semnificația. Aș putea spune mai mult decât atât, pentru că Darwin a spus că lumea a evoluat pe Terra datorită modificărilor aleatorii genetice, ceea ce este o mare gogoașă. De altfel, cine a citit cât de cât despre Darwin sau lucrarea lui de căpătâi, Originea speciei, o să vadă sau a văzut că însuși Darwin spune a accepta modificarea spontană a genelor este o dovadă a incapacității noastre de a înțelege lumea. Deci chiar el o spune. A plăcut societății așa, a fost un moment istoric prielnic și uite așa noi suntem rezultatul unor modificări spontane ale genelor, ceea ce este o aberație. Dar rămâne întrebarea ce anume determină modificarea genelor, pentru că în mod cert, în noianul de gene care există pe Terra, aproximativ, deci tot sistemul genomic terestru are elemente comune cam 94-96%. Cu alte cuvinte, genele mele sunt în proporție de 94-96% identice cu cele din castravete, dacă vreți, sau din ce vrei dumneavoastră, mel, da? Pentru că doar o mică parte este specifică fiecărui individ. Asta înseamnă că totuși dacă sunt toate comune sau într-o proporție atât de mare, de ce leon se deosebește de castravete? Nu? Sau leon de ion? Și aici intervine de fapt ceea ce a determinat modificarea genelor și care se transmite. Unii spun intenționalitate, adică ca și cum am spune că fiecare structură de pe, din univers ar avea o intenție. Această intenție duce la modificări și care rezultă sau decurg din propria existență. Nu copacul care stă, crește lângă un bloc, își va îndrepta în mod automat crengile în partea opusă blocului. De ce? De ce nu? Păi, vedeți? Păi de unde știe copacul? Că nu e bine să meargă cu cranga în bloc. Sunt enorm. Studii foarte serioase făcute pe animale mai simple. Cum ocolesc obstacole, cum își caută hrana fără să aibă ochi, fără să aibă antene și așa mai departe. Deci asta înseamnă că informația este, dacă vreți, în termen mai general, ca să reducem în opinia mea, informația se referă la legile Universului care au stat la baza formării și evoluției Universului. Puteți să o numiți informație, puteți să o numiți... Iar termenii care am arondat noi ulterior, asta depinde de epoca istorică în care a trăit, de specialitate, pentru că dacă vorbești cu un informatician, imediat o să-ți dea o formulă matematică pentru informație, așa mai departe. Dar sensul sau semnificația termenului de informație, în opinia mea, este acesta. Având în vedere că ne urmăresc destul de mulți prieteni pe transmisia online, am și o întrebare de la Mădălina,
care pune următoarea întrebare și cred că e interesantă din mai multe puncte de vedere, dacă vedeți o legătură între undele cerebrale și conștiință. Da. Deci undele cerebrale sunt o expresie a activității electrice a neuronilor. Între această activitate electrică și conștiință este o relație, dar nu o relație cauză-efect. În mod cert și chiar într-un fel mă bucur că a pus această întrebare, pentru că în general lumea acceptă că neuronii sau celulele excitabile răspund la un stimul din exterior. În ultimul timp s-a demonstrat și se susține și este și părerea mea că de fapt cele mai importante activități ale minții umane se produc spontan. Deci așa zisă activitate neuronală spontană și care apare de la embrion. Embrionul nu primește stimuli din afară. Inima noastră care bate, nu? Continuu. La fel are automatism sau activitate spontană. Este prevăzută această chestiune. Și același lucru cred că este și, din păcate, nu este studiat suficient sau nu este suficient cunoscut, dar sunt oameni de știință cărora le acord tot creditul, care susțin că activitatea neuronală spontană, deci cea care nu este determinată ca urmare a acțiunii unui stimul din exterior, stă la baza activității cognitive, visul, inspirația, previziunea. Cum credeți că vin? Previziunea este ceva care se... Și sunt. Sunt atâția oameni de știință, filozofi, care au prevăzut anumite lucruri. De unde iese această previziune? Problemele rezolvate în timpul somnului. Sunt o grămadă, o sumedenie de oameni de știință care au recunoscut că au făcut descoperirile lor care i-a consacrat în timpul somnului. Le-a venit. Și nouă, la oricine îi vine câteodată câte o idee. Fără să se gândească în mod conștient. Pac! Ies. Da. Deocamdată mulțumim invitatului nostru pentru că o să încheiem transmisia online. Noi rămânem în continuare în discuție, dar încheiem transmisia online a Capenelei pe această tematică. Ne auzim peste 2 săptămâni. O să vă anunțăm din timp și care este invitatul pe care l-avem în și noua tematică. Sunt teme pe care, într-un fel sau altul, le așteptăm să le putem dezbate și mai departe pe internet. Înregistrarea va fi, ca de obicei, este toată baza noastră de date, câteva sute de ore de înregistrare cu vreo cel puțin 70 de personalități adunate acolo și care, într-un fel sau altul, pot fi subiecte de discuție, încât chiar pe pagina de Facebook puteți mai departe pune o întrebare sau pune un link la un film interesant care ar lumina o problemă. Adică să încercăm să folosim acest prilej în care ne-am adunat de a concentra pe câte o temă și de a deriva mai departe eventual întrebări interesante, subiecte pentru examene de licență sau de masterat. Din punctul meu de vedere, este o generație nefolosită la masterat și cu un preconcept chiar și al nostru, îndărit de realitate, nu pot rezolva, că nu sunt interesanți studenții noștri și n-au ce să facă, și atunci le dăm trecutul, între ghilimele, de multe ori niște teme care chiar nu au sens. Și atunci, sub forma asta, avem o armată de oameni, chiar 10% din studenții noștri, dacă au puțin ajutor și o stare de spirit puțin deosebită, cu o temă și cu un mentor alături, sunt convins că ar face altceva. Și atunci, mai departe, s-ar mișca. Deci, cu alte cuvinte, invitația noastră este, uitați-vă la înregistrare și, eventual, întrebările care le-am spus acum, puteți să le puneți acolo, că o să vedeți, curg niște discuții, dar, deci, obicei, destul de sterile. Ar fi, depinde de noastră și de noi dacă ne implicăm în ele. Sau dacă vreți un filmuleț, un clip, o carte care ar avea legătură cu subiectul, dați-i acolo link-ul, e așa de ușor, copy, paste. Stăm la un link distanță, cum se zice, și ne putem ajuta. Pot deveni virale și putem să vedem societatea ce absoarbe, care sunt temele care au reacție la social. E foarte important de văzut. Asta se face, așa se face.
Dar ne manipulează alții, că dacă faci acum, dați orice întrebare după, sau căutați pe Google un subiect oarecare și să vedeți că sunteți invadați de acel subiect, de fel de fel de elemente, pentru că a testat rețeaua inteligentă că vă interesează subiectul și începe să vă formalizeze răspunsuri. Păi hai să faceți ce ne interesează pe noi, numai ce interesează piața. Apropo de faptul că încep să merge numai în valoare financiară, să judecăm totul cu un singur atribut sau să optimizăm după un singur criteriu numit eficiență sau valoare financiară. Așa că mulțumim cu atât cei care ne-au urmărit pe internet. Urmează să ne reîntâlnim încă o dată. Seară bună!